Incendii de vegetație, canicul, aviană întârziată, aglomerație, prețuri crescute sunt uh, acestea motive serioase ca românii să-și schimbe planurile de vacanță sau să ne uh, facă să reconsiderăm poate perioada cea mai bună pentru concedii. Cum se anunță sezonul 2024 din punct de vedere turistic? Discutăm despre asta și nu numai, avem și alte subiecte pregătite cu Răzvan Pascu. Mulțumesc foarte mult! Sărut mâna, bine v-am găsit! Te prindem cu greu în țară, da. dar acum că am avut ocazia asta, știu că ai legătură cu foarte mulți oameni din turism, agenții. Cum se anunță sezonul 2024? Cel mai bun! Se anunță cel mai bun sezon de până acum, se anunță cel mai aglomerat an de până acum. Mă aștept, sincer, ca din două peste 2-3 săptămâni să văd o grămadă de știri la voi și la toate televiziunile despre zboruri anulate, zboruri întârziate și o grămadă de probleme, pentru că este inevitabil să se întâmple lucrul acesta. Mă uitam chiar acum vreo 2-3 săptămâni, a fost cea mai aglomerată zi din punct de vedere al avioanelor pe cer din istoria omenirii. Și, cum să zic, eu ca un om care lucrez în turism și am trăit perioada pandemiei, Oamenii de acasă poate lucrează în alte domenii și poate au văzut altfel lucrurile. Unii s-au bucurat de o vacanță pe care și-o doreau să de mult timp. Și noi am făcut chestia asta, dar nu ne-am bucurat, pentru că nu știam, aveam senzația în momentul ăla că vine sfârșitul lumii, nu știam. Da când își va reveni turismul. Și e bine, anul acesta vedem că turismul va avea niște cifre uh, mai mari decât cele de dinainte de pandemie. Deja parțial în unele locuri sunt unele destinații din lume în care cifrele dinainte de pandemie au fost deja depășite încă de anul trecut. Iar, uh, sincer, așa o estimare a mea, îndrăznesc să fac chestia asta, în 12-15 ani probabil că turismul, uh, eu cred că se va dubla. Deci deja noi spunem că suntem supra-saturați, că așa mai departe, dar dorința asta a oamenilor de a călători nu o să nu o să mai dispară niciodată. Și o să devină mai simplu uh -huh. să călătorești, o să apară tot mai multe companii aeriene, tot mai multe hoteluri. Uitați-vă și în România câte deschideri uh -huh. de hoteluri sunt. Și câte mulți turiști în București și Dacă mergi pe aici da, pe trafie. Da, da, da. Practic în, în toată țara, anul trecut România a avut cifre bune, peste 4 milioane de turiști, dar din păcate noi nu avem niște statistici făcute OK, în sensul că să știm clar câți dintre ei sunt turiști de leisure, uh -huh. adică vin special pentru vacanță uh -huh. și câți sunt turiști de business. De aceea, mulți dintre cei care lucrează în turism consideră că sunt peste 60-70% turiști de business, adică oameni care vin în orașe mari, în special cum e Bucureștiul, și vin cu treabă. Ei se cazează la hotel și, până la da. tot turiști sunt, dar nu știi exact dacă știți... Sunt un... intrările, cum da, se... exact, sunt da. ele numite. Deci, se anunță un, o vară plină. V-am ascultat așa cum ați început, caniculă, incendii, nu știu ce... E adevărat, dar pe de altă parte, hai să spunem și părțile poezii. Bucuria da. de a călători, bucuria de a te relaxa cu familia, bucuria de a vedea locuri noi, gastronomia care te așteaptă peste tot și restaurante din ce în ce mai bune și mai frumoase. Evident și prețuri mari, dar cumva totul face parte din pachetul ăsta care se numește viață și e tare fain să-l trăiești. E o vreo schimbare? Va, va fi un sezon full. E vreo schimbare în preferințele legate de destinație sau avem în continuare Grecia, Spania, Turcia, Bulgaria? Grecia, Bulgaria, Turcia. Asta sunt pe timp de vară. N-a zice neapărat, știți, acum 15 ani, dacă vorbeam când nu aveam nici copii și eram și mult mai tânăr, Vedeam un pic lucrurile diferit, în sensul că acum m-am obișnuit să, să înțeleg că oamenii sunt complet diferiți uh -huh. și e normal să fie așa și atunci unii își doresc, de exemplu, să meargă în destinații îndepărtate, inclusiv pe timp de vară. Uite, de exemplu, eu plec în Islanda cu un grup de turiști chiar sâmbătă și facem Islanda, Groenlanda, Canada, Statele Unite, adică locuri în care nu putem să stăm la plajă, iar în Islanda probabil vor fi 20-22 de grade. Dar pe de altă parte sunt unii oameni care au tras atât de tare tot anul și vor pur și simplu să, să lâncezească la, la, soare, să nu facă nimic altceva. Și e normal să fie așa. De aceea vacanțele în Turcia prind foarte bine. Problema cu vacanțele în Turcia este că s-au scumpit foarte mult. Probabil că am văzut știri și la dumneavoastră, au fost, uh, inflația din Turcia este de aproape 80% pe anul trecut, prin urmare și este tras în sus puternic de prețurile din turism care au crescut foarte mult. Deci prețurile au crescut foarte mult la turismul în Turcia, uh, într-adevăr, încearcă să-l impulsioneze și ați prezentat foarte bine cu uh, decizia luată de curând că se poate intra în Turcia doar cu buletinul. Atenție, buletinul trebuie să fie valabil în minim șase luni. Da? dar pe de altă parte nu cred că asta era un mare impediment pentru cei care doreau să călătorească în Turcia. Nu mă aștept neapărat ca cifrele să crească într-atât de mult doar pentru că se poate călători acum cu buletinul. Deci prețurile au crescut foarte mult. Dacă însă cineva vrea să meargă în Turcia, atunci să apeleze la agențiile de turism, pentru că indiferent de agenție, multe dintre ele au avioane charter uh -huh. Și atunci au cumpărat pachete mari, camere multe la hotel și atunci au prețuri foarte bune, mai bune decât dacă ți-ai luat tu cu zbor cu escală. Dar dacă vrei să mergi în Grecia, de exemplu, nu văd rostul pentru care a apelat la o agenție de turism, mai ales că pe unele destinații se poate ajunge ușor și cu mașina. Uh -huh. Dar dincolo de asta există companii aeriene care acum leagă marile orașe de insule frumoase din Grecia. Și ați vorbit despre incendii. Incendiile sunt în special în insule din Sud și pe partea estică, cum privești Grecia. Dar dacă vrem să descoperim și altceva anul acesta, eu am recomandat în ultima vreme insule din Marea Ionică. Eu am recomandat Kefalonia pentru că mm. sunt efectiv îndrăgostit de insula asta, dar dincolo de ea există și Zachintos, care e la două ore distanță cu Feribotul, este și Lefkada în nord mm -hmm. și mai este o insulă foarte frumoasă și pe care o știm din... Iliada și din, din povestea lui Odiseu, da? deci povestea lui Ulise, și anume insula Itaca, uh -huh. locul de naștere al lui Ulise. Toate astea sunt extraordinar de frumoase. Dumneavoastră știți și telespectatorii știu eu am călătorit în multe locuri din lume pot să fac comparații, iar unele plaje din Kefalonia, din punctul meu de vedere, se compară cu ce am văzut prin Seychelles sau prin Mauritius. Așa că, dacă nu ați ajuns acolo, a zice că merită uh, să o faceți. Sunt foarte mulți britanici și spanioli care călătoresc în destinațiile astea și uh, Kefalonia în mod special, este o insulă care nu are hoteluri foarte mari. Uh -huh. Și atunci, probabil că asta este explicația pentru care până acum nu au fost chartere pe această uh -huh. destinație. Pentru că nu uh, este genul ăla de destinație în care mai degrabă mergi și închiriezi o vilă. Uh -huh. decât să stai uh -huh. la un hotel. Uh -huh. Și atunci este oarecum mai pe, să zic, high-end deci nu neapărat luxury dar este mai pe high-end deci prețurile nu sunt foarte mici la cazări pentru că sunt puține opțiuni de cazare mai ales în partea de nord a insulei pentru că insula în partea de nord are plaje Superbe, Dar sunt cu pietricele mm -hmm. și știu că nu tuturor le plac. Noi ne plac foarte mult, dar mergem de fiecare dată cu, cu tenis de apă și chiar recomand că asta, inclusiv să te protejezi de meduze, nu doar de pietre. Da. Iar partea de sud a insulei este cea mai turistică, cea mai aglomerată și pentru că sunt plaje cu nisip. Acum, fiecare cu gustul lui. Mie place foarte mult în nord pentru că este o zonă care nu e foarte aglomerată, dar vă zic că este o insulă în care munții se termină în mare și atunci, dacă nu ești doar dornic să stai la plajă și vrei să mai faci și altceva, mm -hmm. poți să-ți închiriezi mașină și să vizitezi o grămadă de chestii. Iar temperatura pe insulă poate să fie de la 18 grade în vârful insulă, celui mai înalt munte de pe insulă până la 30 și ceva de grade la plajă. Deci este o insulă foarte foarte ofertantă, Chefalonia. Dar și Lefkada, mm -hmm. în care se duc mulți români, este da. foarte frumoasă. Și Zachintos este frumos. Și în Zachintos chiar sunt curse charter pentru că acolo sunt destul de mulți turiști din toată lumea. Și o ultima mar. întrebare, înainte de a trece la celălalt subiect, care ține evident tot de turism, e recomandabil turismul last minute, adică oameni care nu s-au hotărât în momentul ăsta, azi, încă se mai gândesc au ce facem, unde mergem. Merită să te bazezi pe last minute? Uh, știi cum e, n-ai nimic de, de pierdut dacă încerci. Uh. Uh, ce pot să vă zic este am o amică care a vrut să meargă acum, de fapt a plecat vineri pe litoral, și a zis că lasă că ne luăm cazare de pe drum, era în mașină. Și apoi a început să ne dă nouă mesaje, zice unde sunt, e totul full, deci nu, nu pot să cred, dăm și mie undeva un număr să sun și să găsești ceva. Deci e posibil să se întâmple și să treci prin lucrul acesta. Acum, lucru, 100% rezervare nu o să fie niciodată, deci întotdeauna dacă va fi ceva să fie pentru tine, va fi. Uh -huh. uh, însă ar fi într-adevăr bine, dar acum nu se mai poate, dar pe viitor să rezervați în avans. Pentru că în avans, dacă rezervi prin ianuarie, de exemplu, poți să mai primești și ceva discount pentru 15-20% și chiar merită. Dar, pe de altă parte, știți, în anii trecuți veneam la emisiuni și vorbeam despre faptul că erau tot felul de reguli de astea ne scrise, Doamne, cumpărăți bilete marți, că e mai ieftin, nu după amiază. nu, nu mai funcționează nimic, nu. Pentru că, în ultimele 14 luni, mă uitam pe un studiu făcut de o agenție, cea mai mare agenție de turism online din România, și spunea că, în ultimele 14 luni, prețurile la bilete de avion au crescut constant. Deci, practic, oricând ai fi cumpărat, tot scump era și l minit și să uh, uh, să cumperi cu foarte mult timp în avans, așa că și acum poți să ai noroc să găsești un avion care să nu fie plin, ceea ce mă îndoiesc destul de, mă, mă îndoiesc profund, cel puțin pe perioada de vară și atunci să zicem dacă nu l găsești plin să scadă prețurile foarte mult astfel încât să-și umple avionul, dar e foarte puțin probabil, adică dacă vorbim de extra sezon, poate. Nei exact, depinde. asta dar spuneam. Poate și tu călătorești pentru... în extra sezon, da, merg în extra sezon okay. dar jobul îți permite, pot, e ok, da. E okay, da. Nu toată și și -a -a. eu la fel, dar uite, personal vă spun cu toată sinceritatea, dacă ar fi să aleg, cum să zic? Eu pot să Norocul meu este că pot pleca când îmi doresc. Dar dacă ar fi să am de ales între a merge în septembrie în Grecia și a merge în august sau iulie, vă spun cu toată sinceritatea că aș alege septembrie. Da. Nu este atât de cald, nu este atât de aglomerat, prețurile sunt mult mai ok și din toate punctele de vedere este mai bine, pentru că și când e foarte foarte aglomerat devine sufocant. Nu găsești loc de parcare să te duci la cea mai frumoasă plajă și așa mai departe. Eu am petrecut o lună în septembrie întreagă, chiar și până în 20 octombrie am stat în Chefalonia acum vreo 2 ani și uh, am făcut plaje până în ultima zi, de se putea face până în 15 octombrie plaja. Apa era super caldă. Și mai avem